Bună seara, domnule prim-ministru, mulțumim că ne-ați așteptat invitația. Veți vedea anunțurile cruciale lui Marcel Ciolacu pentru 9 ani și veți asculta informații în premieră despre tragedia morților de Crăciun. Actele de pe masa premierului sunt acuzații extrem de grave. Vorbim și despre majorarea pensiilor și despre noile impozite din 2024. Ce a decis premierul Ciolacu să facă cu salariile și câte majorări de pensii vor avea românii în noul an. Dar până atunci, domnilor și domnilor, plunjăm în actualitatea imediată, pentru că aseară, domnule prim-ministru, ați făcut pe Facebook un anunț pe care nu știu câte lume mai aștepta. România va adera la spațiul Schengen, e drept parțial, începând cu luna martie 2024, și ați dat drumul și la dezbateri. Nu e bine că nu e total, nu e sigur că nu știu ce ați ministru de externe și așa mai departe. Putem să o lămurim? În primul rând, în acest moment, România, după data de 23 anul acesta și luna aceasta, are un acord politic și cu Austria. În ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen maritim, unde ne interesează foarte mult dezvoltarea portului Constanța, și aeria. Dacă aveam flotă, era urmând, și mai bine, dar n-am avut noroc. Da, întrebați pe cine a vândut-o. În primul și în primul rând, trebuie să ne pregătim pentru anul viitor, cred că sub președinția Ungariei, să finalizăm intrarea totală în spațiul Schengen a României. De 13 ani, 13 ani, nu un an sau doi, România îndeplinește toate cerințele tehnice de aderare la spațiul Schengen. Ce o împiedică să adere? De 13 ani este prima oară când avem un acord politic de aderare parțială. Cu alte cuvinte, din acest moment, tot procesul este irreversibil. Deci, un pic, acordul politic putem... implică și o garanție că ministrul de interne al Austriei va vota la Consiliul Jai favorabil? Că am mai văzut eu acordul politic. Nu cred că mai se face niciun Consiliul Jai. O să fie un vot și un a reprezentanților fiecărui stat. Coreper se numește. Așa. Și se va face, cred că, această procedură, ținând cont de faptul că mai avem două zile până la anul nou. În acest moment, documentele sunt la juriști, la comisie și la guvernul austriac pentru ultima formă, care va fi înaintată la toți reprezentanții statelor europene, membre ale Uniunii Europene, normal, cei care au drept de vot. Ceea ce privește România și Bulgaria. Strategia pentru anul viitor, categoric vom avea o strategie schimbată. Este pentru prima oară când ne-am coordonat, m-am coordonat cu președintele României, nicio problemă să o spun, m-am coordonat cu ministrul de externe, cu ministrul de interne, domnul Predoiu, cu Lumința Odobescu, ne-am văzut seara, am avut teleconferințe, videoconferințe, chiar aș vrea să nominalizez pe cineva, în mod special, o consilieră de domnului vicepremier, o domnișoară, Beatrice, care... A cărui vicepremier? Predoiu. Chiar care m-a impresionat cât de aplicată și cât de pregătită este pe acest domeniu. A fost o muncă de echipă, coordonată, categoric. Am fost la Malaga, unde am luat iarăși decizia în forurile social-democrate. Toți primii miniștri social-democrați au anunțat susținerea României pentru spațiul Schengen. Am avut discuții directe și separate cu cancelarul Olaf Scholz. Tot ce am stabilit cu cancelarul s-a întâmplat. Tot ce am stabilit cu primul ministru Pedro Sánchez, pentru că președinția Consiliului European acum este a Spaniei, s-a întâmplat. Mai mult, urmează primul ministru al Spaniei să vină în prima vizită oficială, să vină în România, fiindcă mai avem de finalizat și cu dubla cetățenie a românilor din Spania, iarăși o promisiune, și dânsul a spus că susține total acest proiect. Am fi al doilea stat. Știți, ca să obții cetățenie spaniolă, vreo 800.000, nu se acceptă să ai dublă cetățenie. Un singur stat a mai obținut, Franța,
unde se acceptă cu dublă cetățenie și în fi România, okay, fi al doilea stat. Ok, la Schengen un pic, pentru că vi se reproșează, evident, atât din partea opoziției. Ce se reproșează? Păi ce, vă spun eu ce vi se reproșează. Ce se reproșează? Unu, că ați cedat. De către cine? Foarte mult. Cine reproșează? Impotența? Cetățeni cu drept de vot. Cei care au fost premier, n-au făcut nimic, au fost premier zero în istoria României. Bă, cine l-ar fi, ce-au făcut ei? Nu știu. Păi, ce-au făcut? Au fost comisari. Să se uite în spate. Ce-au realizat ei? Și eu spun ce am realizat eu în 6 luni. Păi bun, ați realizat în 6 luni. Am intrat în proces irreversibil. În momentul în care a intrat și maritim și aerian, repet, maritim este extraordinar de important pentru dezvoltarea strategică a portului Constanța. Este, am plecat în direcția corectă. Mi-aș fi dorit și eu și terestrul anul acesta. Și când se poate este, întâmpla terestrul ăsta? Că până la urmă ăsta anul viitor, înțeleg că e lucru anul care ne mai viitor vom mai continua toate demersurile să finalizăm, din punctul meu de vedere, mai mult ca sigur, sub președinția Ungariei de la ce ați cedat anul pentru asta? Ați acceptat migranții trimiși din Austria la pachet? Nu, sau nu este așa ceva. Păi spuneți, vă muriți! Dar nu e în discuție. Nu putem. Nu poate să apară unul să arunce o minciună în spațiu public, lucruri care se întâmplă. Se întâmplă așa cu Parlamentul, se întâmplă și cu vaccinarea și cu toate. Să vină cineva să mintă și, pe urmă, toată lumea să dea explicații că nu este așa. Dom'le, în ceea ce privește planul de migrație, este, să nu fie a fost cazul. Întâlnirea, mi se pare, la Dublin, unde s-au convenit lucrurile în ceea ce privește la nivelul Uniunii Europene migrația și cu asta am terminat. Păi ce migrație înseamnă în am România? Terminat? Vin la noi problema, sau nu vin? De unde să vină, domnule? Ci din Austria, aia care au intrat în România. Care nu au fost 3%. 3%? Ia 3% ți-i de înapoi. Așa. Și avem 3% ce din 100, cât sunt? 4 inși, 5 inși, 10 inși? Trebuie să ai o responsabilitate. Nu poți să te faci. Păi să vorbește de 50.000, să vorbește de sute de mii. Să avem proiecte pilot. Avem cu Serbia. Să întărim granița cu Ungaria. Nu suntem în circuitul. Știe și Austria lucrul acesta. Și l-au acceptat. Noi nu suntem pe harta migrației. Nu e pe la noi. Suntem, în schimb, la pachet cu Bulgaria. Păi, cred că Bulgaria aceea are garanția Olandei, că momentan votul ăla nu s-a întâmplat în Parlamentul olandez. Din momentul ăsta, și în ceea ce privește Bulgaria, există un acord politic. Deja și Olanda și-au dat un acord tacit. De la acordurile politice până la materializarea lor în vot, mai trece o perioadă de timp, nu? Eu cred că în următoarele 2 zile se va fi realizat tot demersul. Și atunci, întâi martie 2024, e în martie 2024 vom fi aerian și maritim. Și un orizont de timp pentru traficul... Știți ce nu înțeleg? Cu adevărat, o fi o așa o problemă că a reușit iarăși un premier de la Ciuma Roșie să... Ghinior, cum ar zice. Să ducă România și în spațiul Schengen, cum am dus și în NATO și în Uniunea Europeană. Dom'le, dar până la asta de a fi negativist cu o realizare a țării, a românilor, a României. Dom'le, n-am venit la dumneavoastră în studio să vă zic, dom'le, știți, eu le-am făcut pe toate. Da, m-am ocupat de familia social-democrată. Și anul trecut, fără excepție, au fost... Vă supărați, domnul Nehammer face parte din PP? Da. În aceeași familie politică din care face parte PNL-ul. Am înțeles că la anul, în martie, parcă, au congresul PPE la București, când va veni domnul Nehammer. Eu îmi doresc ca în martie domnul Nehammer, când vine în România, la congresul familiei PPE, să anunțe că nu are nicio problemă cu aderarea României la spațiul terestru. La Schengen. Există un orizont de așteptare pentru spațiul ăsta terestru, domnul Ciolacu? Toți primii miniștri social-democrați, toți s-au implicat în negocieri. S-a implicat Statele Unite. Nu întâmplător am fost și la Departamentul de Stat, la secretarul Blinken, și nu întâmplător am avut o întâlnire cu domnul Lauder, care a fost primul... Inclusiv ambasador la Viena. A fost ambasador al Statelor Unite în Austria, o perioadă. Deci a fost o coordonare
politică cu totul de excepție. Ăsta este adevărul. Repet, nu a făcut acest lucru Ciolacu singur. Tot ce am convenit, fiecare și-a făcut partea lui. Normal că am închis cu cancelarul Germaniei și cu premierul Spaniei și în Statele Unite toate demersurile. În momentul în care am început să am un schimb de scrisori cu cancelarul Nehammer, era evident că lucrurile au intrat într-o altă logică. Eram blocați. Am încercat cu forță. Am încercat în toate demersurile. Eram blocați total. În acest moment există o perspectivă și un deblocaj. Nu este... E o realizare a Guvernului României. Dar toți suntem români. Stați un pic, dacă nu putem să nu acceptăm o realizare a României, aceste... pentru că dacă sunt niște avantaje, sunt avantaje pentru toată lumea, nu? Nu sunt avantaje extraordinare comerciale. Cu adevărat, pentru transportatori ar fi fost extraordinar să se intre și terestru anul acesta. Nu se poate. Știm toți acest lucru. A fost o nouă abordare și o nouă strategie care a dat roade în acest moment. Domnul prim-ministru, am fost... Săptămâna trecută până la Giurgiu, la 60 de kilometri de România. Dom'le, sunt niște cozi înspăimântătoare de tiruri. Da, este traficul și din Ucraina. Da, știți da. Că Polonia a blocat absolut de tot și în momentul acesta traficul cel mai mare este prin România. Lucru pe care ni l-am asumat în fața Comisiei, la pachet, cu înțelegerile cu agricultorii români. Nu se exportă nicio grână în România. Doar avem un sistem de licențiere dublu. Mai nou, azi, în ședința de guvern, a mai trecut două produse, făina și zahăr, care la fel se vor exporta numai prin sistem de licențiere. Ce înseamnă sistem de licențiere? Dacă dumneavoastră produceți ulei, da, în Ucraina, și nu găsiți materie primă, da, în România, puteți să cereți licență să importați din Ucraina floarea soarelui. Materie primă, dar nu produs finit. Numai procesatorii, traderii, nu pot să importe pe licențe din Ucraina. Simplu. Ok. Haideți dar iarăși un demers negociat în 48 de ore cu Comisia Europeană, cu președintele Zelenski și cu primul ministru al Ucrainei, cu Denis Riha. Haideți să ne întoarcem. Sunt niște lucruri. Deci, totuși, indiferent de câtă ciudă politică ai avea, indiferent câtă răutate lăuntrică... Dumneavoastră vă așteptați să vă laud de opoziția? Nu mă aștept să mă laud de nimeni și nu-mi doresc, nu-mi plac lăudători. De fel. Dumnezeu, e o realizare imensă pentru România. E un pas imens înainte. Am plecat de la zero, dintr-o negare totală, pe un fond de neașteptare, românii nu mai așteptau sub nicio formă să se întâmple ceva bine. Și uite că vom reuși la sfârșitul anului acest demers. Haideți să ne întoarcem, domnule prim-ministru, dincolo de, haideți să spunem, această reușită externă. Sunt o grămadă de lucruri care, era să zic put, care chiar ucid la intern. Breaking news. Prim-ministru, într-o țară în care iau foc spitale, sar în aer obiective mai mult sau mai puțin industriale și mai nou mor oameni copți, arși de vii într-o unitate de turism care teoretic ar fi trebuit să aibă toate aprobările. În primul rând a fost o catastrofă și condoleanțe familiilor, au murit și copii și tineri. Da.
Toată lumea s-a dus să petreacă Crăciunul. O tragedie. Ce nu înțeleg. Și da, aștept raportul Comisiei de Anchetă și pe urmă mai mult ca sigur că vicepremierul și domnul Arafat o să vină și cu propunerile de modificări legislative. Ce nu pot să înțeleg, domnule, să n-ai nici detector de fum într-o pensiune. Am înțeles că ea nici nu era o pensiune înregistrată. Erau cu camere de dormit. Era cu camere de dormit, da. Aveau o margaretă de la Ministerul Turismului. Știți că fostul președinte al Consiliului Județean, domnul Toader Bogdan, a reușit în instanță să câștige demolarea acestei pensiuni? Urmă, dânsul n-a mai fost președinte al Consiliului Județean. Ulterior, va trebui să știm cu toții ce s-a întâmplat că nu s-a ajuns la demolare. Păi nu s-a ajuns la demolare. Cum a rămas să funcționeze? Pentru că, vă spun eu, oamenii au făcut recurs. Haideți să spunem. Vă rog. Știți foarte bine că nu sunt cu băgatul sub preș. Păi tocmai asta. Nu sunt mii de instituții în România, publice, nu private, publice, care n-au acest aviz. Vreți să vă dau cea mai celebră instituție? Palatul Parlamentului. Nu are aviz ISO. Bun. Biserici. Școli. Școli. Nu. Deci trebuie intervenit. Sunt unele, în schimb, construite după timpul comunismului și trebuie adaptate pentru acest aviz și sunt altele construite după Revoluție. Cum este această pensiune? Cum a putut fi construită? Am înțeles că nu are autorizații. Domnul, trebuie autoritățile locale. Nu era un cort. Tot. Era o chestie pe niște hectare. Vizibilă de pe lună. Nu poți să spui că nu știai că există. Mii de oameni care au mers acolo. Ha? Deci trebuie o modificare exact cum s-a întâmplat după incidentul de la Crevedia. Care trebuie să faci o distinție. Ce înseamnă să autorizezi un magazin, ce înseamnă să autorizezi o stație GPL. Acum erau toate la un loc. Trebuie să am sentimentul după că nu 30 de ani pentru asta. S-a râs de mine când am zis. Dom'le, ne trebuie o Românie ordonată. Tot trebuie să revenim. Nu exclud că trebuie și coordonată. Nu se mai poate. Se întâmplă incidente. Am împiedicat cineva instituțiile statului, alea de control să-și facă treaba? Sunt mii de instituții care nu au acest aviz. Domnul Arafat trebuie să vină cu o propunere legislativă și să începem inventarierea exact cum am făcut după incidentul de la... Problema este alta. Nu să vă enervezi acum. Nu vi se pare că domnul Arafat trebuie întrebat și el de ce o instituție pe care o coordonează direct? Haideți să vedem. Păi asta, că întotdeauna Arafat e deasupra. Nu, acum, domnule Ciolacu. E în interiorul problemei. Vă dau o veste proastă. E în interiorul problemei, domnul Arafat. Acum sunt supoziții. Toată lumea, nu avem o anchetă finalizată. De la că s-au băgat în fiecare cameră, s-a băgat un reșou. Și n-a dus instalație electrică. Acest lucru nu poți să-l prevezi. Dar, în schimb, nu să ai detectoare de fum. E un lucru elementar. Dar faptul că ea de la ISU își făceau protocoalele acolo, știți, domnul Ciolacu? Va fi, nu știu. Faptul că poliția avea 20% discount acolo, chiar dacă sunt primul ministru, nu știu tot ce se întâmplă. Bine, spune dacă vreți cu liniuță de la capăt. Haideți să vedem ancheta și unde decurge. Cine este vinovat? Am văzut demisii în acest moment. Vom vedea și... cu certitudine că toată lumea va plăti în funcție de fapta pe care a făcut. Raed Arafat e exclus de la orice cercetare? A existat o hotărâre definitivă de demolare. Nu, n-a fost definitivă. A fost cu recurs. Obținută de un președinte al Consiliului Județean. Ce s-a întâmplat cu demersul ăla? Dar de ce trebuie să demolăm când putem să autorizăm și să fie în regulă? Înseamnă prăvălia aia. Nu. Dacă o instanță a dispus demolarea, înseamnă că n-a avut niciun document la bază. Și altă instanță a admis recursul și a stopat demolarea. Dom'le, s-a mai apărat Consiliul Județean, s-a mers mai departe. Autoritățile, cel primarul de acolo, autorizează, nu? L-ați auzit pe primarul de acolo, care a spus că a încercat să se ducă o dată acolo, n-a găsit pe nimeni și a zis că n-are rost să mai calce pe acolo? Fiecare după un asemenea incident vrea să scape. Da. Da. Și politic, și penal. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Odorhei. Tot cu morți a fost domnul Ciolacu. Copii, trebuie o finalizată
ancheta de acolo. Lodorhei e un constructor care a mers și a săpat cu 2 metri. A murit un copil. E suficient un copil. Da. Bine că nu s-a întâmplat noaptea să cadă acel sit. Păi exact. Acolo dormeau 72 de copii. Exact. Deci trebuie schimbat sistemul de verificare și de autorizare. De la ISC și trebuie, de la tot. Iertați-mă, nu sunt trebuie schimbat. Sunt măsuri care se iau. Sunt măsuri, domnul Ciutacu, dacă nu vom lua măsuri cum la azilele groazei, de autorizare, tot sistemul trebuie, măsuri de fond, nu vom vom tot timpul, vom fi în defensivă și oameni își vor pierde viața. Vreau să vă mai întreb ceva, domnule președinte. Există o grămadă de instituții din țara asta care se numesc instituții de control. Da? Că e de la ISU, că e de la Garda Financiară, că e de la Sanepid, că e de la... Dom'le, treaba lor prin fișa postului e să facă control. Că de-aia sunt instituții de control. N-ar trebui ca și instituțiile să-și facă treaba. Am peste 10 ministere care în acest moment sunt în reorganizare. Așa. Pus în transparență proiectul. Da? A terminat SGG-ul. Am cerut ca toate instituțiile să aibă un birou unic de autorizare, de avizare. Să nu mai mergi pe la fiecare birou să ceri semnături. Chit că ești privat sau ești din administrația centrală sau locală. Tot ce înseamnă control se vor reuni la un singur departament în toate ministerele. Lucrurile acestea, aceste modificări de fond se fac în timp. Și așa mi-am propus în maximum 6 luni. Eu sper că la sfârșitul februarie peste 80% din ministere să le-am reorganizat. Puneți-le oamenilor care își îngropă familiile ziua. De ce nu ne-am asumat până acum o reformă? Că de aici pleci. Da. De la reformă, tot timpul când auzim de cuvântul reformă, ne speriem. Vorbim de PNRR, întotdeauna vorbim despre bani. Nu. În PNRR, în primul și în primul rând, trebuie să vorbim de reformă. Dacă vrem să fim o țară ca afară. Domnul Ciolacu, n-am nicio problemă să fac acest lucru. Nu știu dacă vreau să fiu o țară ca afară, dar aș vrea să fiu o țară în care instituțiile să facă treaba pentru care sunt plătite. Faptul că ani de zile nimeni n-a călcat pe acolo sau a călcat cel mult la șpriț, haideți să vedem. Arată că nu și-au făcut treaba să vedem care sunt plătite. Haideți să vedem modificările care trebuie să făcute. Eu vă spun că indiferent de costurile electorale, eu voi face aceste reorganizări. Trebuie început de undeva. Trebuie început cu administrația, centrală, da. Schimb tot sistemul de control. Trebuie un control coordonat și cu toate. Nu poți să ai pe același control, să ai 4-5 instituții, cum era la Ministerul Muncii, și de fapt nu controla nimeni nimic. Te dau zilele pe ei. Da? Tot de contul vine pe guvern și pe ministru, care el nu are în subordine. Ministrul respectiv nu are în subordine directă. Ca și avizările. Vreau să vă întreb ceva, că tot nu ne aude nimeni. Dumneavoastră sunteți protectorul domnului Arafat? Nu. Domnul Arafat a spus într-o întâlnire informală cu presa săptămâna trecută că se bucură de sprijinul dumneavoastră și că dai acolo. Domnul Arafat a avut o realizare fantastică. În ceea ce sistemul de urgență. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Nu contestă nimeni. Când eram vicepremier cu domnul prim-ministru Mihai Tudose, în acel moment se pierdeau niște bani europeni și era domnul Marius Nicam la fonduri. A venit cu propunerea să mutăm o sumă importantă la ISU pentru modernizare. Lucru care s-a întâmplat. Da. Și mă bucur, și acum, ultimele elicoptere au fost cumpărate tot din acești bani. Mă bucur mult că s-a întâmplat acea utilare la pompieri. Asta la scutește de sistemul... orice control, scutește de orice responsabilitate. Eu nu v-am spus, eu vă spun. Păi, îl respect pe domnul Arafat pentru tot ce a făcut în sistemul de urgență. Avem unul dintre sistemele de urgență cele mai performante din Europa în acest respectul moment. Respectul dumneavoastră îl face și intangibil în cazul unei responsabilități. Eu n-am vorbit de răspunderile dânsului. În primul rând e subordonat unui ministru, ministrului de intern. Sunt ferm convins, acum îl cunosc eu pe domnul Predoiu, că va veni după anchetă cu toate modificările pe care trebuie să le facă guvernul României după acest incident. Este câte una trebuie să ne închide.
De ce am eu impresia că singurul care va fi scos responsabil e șeful ăla de la ISU, de la Prahova, care a fost forțat să demisioneze? Nu cred. La amploarea catastrofei nu cred acest lucru. Zice? Cum nu s-a întâmplat nici la Crevedia. Cum nu s-a întâmplat nici la zilele groaze. Păi și la zilele groaze cine a răspuns, domnul Ciolacu? Cum? Până acum. Hai să fim serioși. Toate... Au stat aia pe cameră de 6 luni de zile și... Toate bine. Haideți că... Păi, pe bune. Pe mine mă interesează să fac prevenție. Să nu mai am nenorocire. Nu, dacă când se întâmplă nenorocirea, trebuie să aveți și răspundere. Pe orice prim-ministru îl interesează să facă prevenție. Eu zic că nu doar prevenție, dar mă rog... Da, eu nu sunt magistrat, nu sunt procuror, nu judecător, eu nu bag lumea. Nu, dar din punct de vedere, nu bag lumea la pușcărie. Din punct de vedere administrativ, să nu se mai piardă vieți omenești. Da, e lucru. Și momentan să pierd. Da, există catastrofe peste tot în lume. Important este să nu mai se întâmple din neglijențe. Nu poți, repet, nu poți să ai o pensiune, indiferent, ai băgat reșouri, treaba ta. Decizia ta tâmpită din acel moment că era frig în cameră. Dar nu poți să nu ai detector de fum într-o pensiune. E inadmisibil așa ceva. Deci un lucru elementar. Nu trebuia să vină vreun controlor care are școală la Oxford să constate acest lucru. Nu trebuie să ai școală la Oxford. Dacă ești controlor și te duci în control la pensiunea aia, cum n-au făcut autoritățile noastre, vezi din prima că n-are de la de fum. E simplu, dar trebuie să te duci în control. Nu să te duci la șpriț, nu să te duci la protocol, nu să-ți servezi zilele de naștere acolo, tu ca autoritatea statului, nu să pleci cu lada de vin de acolo, să vedem, ci nu să-ți iei 20% discount. Haideți să vedem cât adevăr este din toate pe care le spuneți. Eu nu, ne că nu s-ar putea să nu fie adevărat. E posibil acesta să fie adevărul. Dar, repet, sunt niște demersuri care au început, dar au fost finalizate. Eu vreau să știu tot adevărul. Și voi veni cu tot adevărul și o să vi-l pun la dumneavoastră. Și o să se facă public acest adevăr. Sunteți dispus să tăiați în carnevie, indiferent... Eu mi-am asumat că vom face reformă în sistemul bugetar și va fi reformă. Nu mai putem continua după 30 ceva de ani. Ne supărăm pe oricine, ne supărăm pe comisie, ne supărăm pe aia care nu știu ce reformă ne cer, ne supărăm... Noi suntem sub... Tot timpul avem o supărare pe cineva. În loc să vedem ce nu funcționează la noi. N-am probleme. Asta fac de 6 luni. Și n-am lăsat niciun lucru neterminat de 6 luni de zile. Și nu o să las. Vă permite să o faceți în 2024, un an electoral? Da. Să o duceți mai departe? Da. N-am nicio problemă. Statul român și România are nevoie de o implicare. Avem nevoie de digitalizare la ANAF. De 32 de ani mint. Dar mi-o spuneți de 30. Nu știu cum au aici. Am început. În februarie încep primele lucruri. Începe facturare. Am mâine întâlnire cu toți responsabili. Dacă vă pică ANAP, serverele sunt, prima săptămână. Mâine am și cu STS-ul și cu statul român și cu toți. Mâine voi avea o informare foarte clară în ceea ce privește e-facturare. Cât putem duce și cât să nu încurcăm asta oamenii de afaceri. Vom vedea mâine ce decizie luăm, cum intră în vigoare. E posibil să o faceți în trepte? Vreau să văd, am cerut ministrului astăzi să vină să-mi prezinte și cum este în celelalte state europene și cum a fost implementată, ce duce sistemul, să întreb statul român ce capacitatea pe care o avem în acest moment, dar ea trebuie făcută. Păi asta mă întreb. Nu ne mai permite. Varianta s-o face de 32 de ani amânăm și spunem următorul. Tot felul de filozofi au fost miniștri pe acolo, nimeni n-a îndrăznit să meargă până la capăt. Eu vă spun că o voi duce până la capăt cu ministrul actual al finanțelor. Cu domnul Boloș? Da. Să-ți mulțumim de el? Dom'le, momentan ne-am mâncat. Eu am luat deficit cu domnul Boloș de 6,8%. Închidem într-un deficit rezonabil. Am închis deficitul pe bugetul pe anul astăzi. A fost promulgat. De imagine după toate proiectele alea de lege din finanțe care au zburat. Eu nu spun că nu s-au luat și decizii pripite și sub o presiune. Dacă nu s-a luat nicio măsură într-un timp predictibil, sunt eu de vină? Sau eu trebuie să-l caut acum pe Boloș vinovat că acele măsuri nu s-au luat după primul trimestru? Da! Când s-au văzut? E prăvălia lui. Casările, el răspunde. Nu, când... Păi și cu ce să-l... Când nu s-a luat Boloș, nu era în martie. Bun. Ministrul la... Răspunde la finanță. Da, lui. A?
am luat măsurile astfel încât să nu ducem România în cap. Lucru, ce mi-am asumat față de comisie, am făcut. Sunt lucruri care se pot amâna și lucruri care nu se pot amâna și din câte principii... Am instrumente. Îmi doresc, de asta și insist pe digitalizare. Un ministru, dacă îl întrebe acum ce are la autorizare, el nu știe. Pentru că e atât de răspândit în tot. Așa e. El răspunde politic. Un ministru își dă demisia când se întâmplă ceva și răspunde politic fără să aibă informații. Lucrul acesta nu mai e permis. Domnul Ciolacu. Cele mai mari cheltuieli le avem, de exemplu, la Casa de Sănătate. În acest moment, noi nu avem o evidență clară. Sper că în următoarele luni să terminăm... Ați rezolvat-o cu angajații caselor de sănătate, care erau în grevă? Au terminat grevele. S-au terminat? Astea sunt posibilitățile pe care și le păi un pic. Permite de statul amânat, român în acest moment. Nu puteți să amânați majorarea pensiilor cu 13,8%. Cum să amâni? Pe asta văd. La 1 ianuarie, pensiile vor fi majorate cu 13,8%. Funcționari din casele de pensii care amenințau că nu vor procesa... Am făcut o economie, fiindcă e normal să nu mai măresc cu 5% după ce ți-ai mărit la ANAF. Așa. Sau la Casa de Sănătate să-ți mai măresc eu cu 5%. Așa. Fiindcă ți-ai făcut majorarea în Parlamentul României. Din economia respectivă, aproximativ 400 de milioane de lei, astăzi, în ședința de guvern, am făcut măririle și la Casa de Pensii și la toată structura din Ministerul Muncii. Am mers și la DSP-uri, am mers și la APIA. Se face etapizat, de la 1 ianuarie și 1 iunie. Atâta, așa ne-am închis. Oamenii dar n-am venit, treaba și pensionarii au garanția că și-au pensiile la majorate? Cum să nu și-am? Păi vă întreb, că sunteți prim-ministri. Noi ne batem. Ce mă deranjează este... Tot timpul vorbim de pensionari. Domnule, parcă ar fi săraci oameni, o povară a statului. Nu ei au, de parcă mai, nu ei au construit România. Cei mai nefericiți dintre toți, domnule Ciolacu. De-aia vorbim despre oameni cu 1500 de lei și tot timpul când vorbim de bugetul României, domnule, dar de unde se măresc pensiile? Ce avem cu pensiile oameni? Până și comisia ne-a spus, domnule, faceți ceva că sunt prea mici pensiile. De aceea avem mărirea de 13,8 la 1 ianuarie și de la 1 septembrie recalcularea pensiilor. Recalcularea pensiilor duce sunt până la prinse, la media aia de 40% la care zice sunt, doamna sunt prinse, sunt prinse în buget, nu știu dacă e media de 40%. Cert este, prin recalculare pensiile mici vor crește, iar cele mari vor stagna. De fapt, noi, oamenii au ieșit la pensie pe diferite legislații. Din păcate. Și sunt mult prea multe inechități și asta încercăm prin noua lege a pensiilor, pe care și pe aceasta am finalizat-o anul acesta. Așa. Încercăm să închidem aceste inechități. Până la 1 septembrie se vor calcula. Domnul Ciolacu, recalcula e foarte pensiile. Greu să spun și o să spun iară că am ceva cu pensionarii speciali. Dom'le, când media de pensii în sistemul, haide să spun cel de justiție, este de 4.000 de euro net, 200 și ceva de milioane, e foarte greu să spuneți că o să reduceți decalajul față de amărâtul ăla cu 15 milioane vechi. În primul rând, eu nu pot să modific nimic din trecut. Eu sunt acolo dumneavoastră. Da? Dar nici să tăiați... Prezentul, domnul Ciutacu, întotdeauna prezentul e o consecință a trecutului. De acord. Ce putem face noi acum este să construim viitor. De la un T0... Mamă, ce filozof ați devenit. Nu am devenit filozof. Eu vă spun ce pot face eu. Ce puteți face dumneavoastră? În acest moment, pensiile mici vor fi recalculate. Eu nu pot să iau un drept unui om din trecut. N-am dreptul. Nu e constituțional. Și nu discutăm. Dar ce vă întreb? Cer ce pot eu să fac prin legislație, acele pensii nu se mai măresc. Deci sub nicio formă? Bun, stați un pic că la indexare ia toată lumea cu ianuarie. Nu. Nu ia pensiile speciale, publică? Nu, iau pentru partea de contribuție, iar din partea specială se scade partea care s-a mărit pe contribuție. Nu se măresc cu nici un leu. Adică vreți să spuneți că domnii judecători, domnii procurori, la pensie nu câștigă din cei 13,8%. Păi vii puneți în cap. Domnule, eu vă spun cum e legea. Și cum e corect să fie. Nu pot să compar o pensie de 40.000 de lei cu o pensie de 1.500 de lei. Nu pot să compar niciuna de 15.000 de lei cu una de 1.500. Deci e prea mult. E suficient.
părerea mea că e corect așa. Și vă asumați acest risc? Nu trebuie să urce nimeni în cap, pentru că fiecare dintre noi trebuie să ne uităm în oglindă și să vedem unde este România, care este câștigul, care e pensia medie din România și ce pensie ai tu în fluturaș. Banii pentru magistrații ați găsit la... O să urmeze o discuție după ce vom avea o nouă lege a salarizării în sistemul și suma aia care era executorie, ce se întâmplă cu aia? Ați suspendat-o? Ați prorogat-o? Ce ați făcut? Păi în acest moment, trebuie executat-o, în acest moment este o discuție să avem în februarie o nouă lege a salarizării distinctă de legea salarizării în sistemul bugetar. Domnule Ciolacu, în 10 secunde vă rog să-mi răspundeți la o întrebare extrem, extrem de, nu știu, sensibilă. Până acum n-a fost niciuna. Abia acum vine momentul adevărului. În 10 secunde aștept să-mi răspundeți de ce l-ați dat afară pe secretarul de stat care conducea secretariatul de stat pentru revoluționari, domnule, care n-a vrut să vă facă erou cu titlul determinat. Nu, eu nu i-am cerut să mă facă erou. Îmi răspundeți în 10 secunde de ce l-ați dat afară. Domnul, haideți să vedem. Stați un pic. 10 secunde. Producem antibiotice din 1955. Știm cum acționează, dar și cum dezechilibrează flora intestinală. De aceea am creat Simbiflora Forte, asocierea potrivită tratamentului cu antibiotice. Simbiflora. Simbiotice de la experții în antibiotice. Simbiflora este un supliment alimentar garantat de Antibiotice Iași. Citiți cu atenție prospectul. Deci, știrea momentului sună așa. Șeful Secretariatului de Stat pentru Revoluționar n-a vrut să-l facă pe Ciolacu luptător determinant, sau nu știu cum se cheamă, și Ciolacu l-a dat afară. Eu nu l-am cerut. Eu astăzi am fost votat în Parlament să fiu primul ministru al României. Când am ajuns în prima mea zi de lucru în Palatul Victoria, am citit în presă că domnul de la Secretariatul General a luat decizia, dosarul meu nu e... Am înțeles. Domnule, zic, funcționează în sfârșit România. Uite, trăim într-o țară democratică, nu-l cunoșteam pe om, nu-l cunosc nici acum. Zic, domnule, e un lucru, până la urmă, e un lucru normal. Într-un stat democratic, un stat de drept. Cine? Nu m-am interesat, nu l-am sunat, nu l-am întrebat. L-a sunat? Nu l-am întrebat eu pe dânsul. Ce... Nu, a cerut să vină la mine în audiență. Domnule, n-am nicio urgență cu dumneavoastră. Făceți-vă treaba acolo, ce să ne vedem. Nu mi-am aminte să fi vorbit la telefon cu domnia asta. A zis că l-ați sunat și că l-ați un prim... că vă veți apăra în instanță. Asta e declarația omului. Repet, poate să spun orice. Am încă o memorie destul de bună. Eu n-am cerut... Normal că, ca orice om, am simțit de rea. N-am fost niciodată contestat că aș fi un revoluționar fals. Că nu e Buzău prin orașele martiri. E treabă de legislație, nu e treaba mea. Ok. Nu eu decid, nu... Bun. Decide legea. Și am zis, domnule, dau ce pot eu ca orice cetățean? Nu-ți reproșez nimic, nu am nicio discuție cu tine, pot să te dau un judecat. Am renunțat și la judecat. În ceea ce privește. Ați decis sau ați făcut... Am vorbit cu avocatul meu, i-am zis, domnule, te duci la dosarul de la Buzău, depui că nu mai vreau nicio judecată. Renunț la orice fel de judecată, nu mă interesează să... Colegii mei din Buzău, care mă întâlneam an de an, știu ce am făcut, am ce povesti nepoților mei și cu asta am încheiat acest capitol. Nu am luat nicio indemnizație. N-ați avut niciun avantaj? Nu am avut nimic. Hectar? A fost un hectar de pământ pe care, pe urmă, l-a luat alt coleg de-al meu, revoluționar din Buzău, a strâns 3 sau 4 hectare. Deci n-am avut niciun... Mi-a venit titlul de la prefectură. N-am... Ok. Doamne, nu v-am... Dumnezeu îmi fac cruci. N-am cerut niciodată nimic. Salariu, indemnizații, pensii, nimic. Cutire de impozit. Nimic. Niciodată. Pe casă, plătesc ca orice om. Cum să mă duc eu la... Eram viceprimar, mă duc eu să duc cu certificat de revoluționar. N-am avut N-am avut astfel de probleme niciodată. De ce l-ați dat afară pe om? Ajung și la om. Stați așa. Mai mult, am chemat avocatul cu notarul la sediul de partid și am dat declarații. Pe proprie răspundere că niciodată nu o să... Ca să ai dreptul, trebuie să-ți preschimbi acel certificat. N-am cerut să-l preschimb. De asta eu n-am înțeles decizia. Ok.
primul ministru Nicolae Ciucă, cel care l-a numit atât pe el cât și pe șeful corpului de control, la începutul anului a făcut un plan de control a corpului de control. Se pot întâmpla lucruri în timpul anului și ceri. N-am cerut eu corpului de control al primului ministru să când controlă. Am întrebat, cred că pe vicepremierul Marian Neacșu, să întrebe și dânsul, ci că Marcele, așa avea omul planificat. Control așa. Să facă la secretariatul pentru revoluționari. Mi-a venit o recomandare a șefului corpului de control, care suna se impune schimbarea din funcție a domnului. Pentru ce motive? Domnule, cine dorește să face, e confidențial raportul, e un raport preliminar. Păi stați un pic, dosarul nostru de revoluționar nu mai e confidențial, domnule, că l-am citit eu. Eu nu-mi cal legea, da? Se poate cere pe 544 la corpul de control, va răspunde, sunt fer convins și va da detaliile necesare. Uite, o să-i rog eu pe colegii mei, domnule, sau oficial oficial. Dom'le, ce vreți să încal legea? Dacă mi-a recomandat corpul de control... V-a recomandat, schimbat. Dar nu v-a obligat corpul de control. E în subordinea noastră. Dumneavoastră putea să luați act sau nu. Se recomandă pentru anumite fapte care vor fi înaintate la parchet? Da, domnule. Am cerut, domnule... Și dumneavoastră rău v-a părut că îl dați afară pe ăla care v-a intervenit în ziua. Bine. Domnule Ciutacu, trăim într-o țară normală? Domnule, dacă eu mă duc, mă angajez la un minister, primul lucru, iau o măsură împotriva ministrului și de acolo ministrul nu mai poate să mă dea afară pentru că e o vendetă cu mine? Asta e o formă de șantaj mascată. Eu n-am nicio treabă cu certificatele, n-am. Am fost participant la Revoluție în 89 cu alți colegi de-ai mei. Eram toți tineri de 20 de ani atunci. Ne vorbim și acum. Repet, ani de zile ne-am întâlnit tot timpul pe 21 decembrie, stăteam la un pahar de vin să povestim zilele respective. Nu mi-e rușine de lucrul ăsta. Să ajungă cineva să mă șantajeze, să nu fie schimbat. Adică, dar v-a șantajat? V-a cerut? Da, nu v-a zis că... favor da, ca forma, să nu dea pe piață... Forma ce se întâmplă acum, n-am nicio treabă. Am o recomandare a corpului de control. Am făcut schimbare. Decizia e la dumneavoastră, decizie politică. Nu mai am treabă cu certificatul. Am renunțat, am dat la notar, am oprit procesul. Să mă lase naibii în pace. Ce vor de la mine? S-au dus, a apărut dosarul. Eu n-am văzut dosarul meu niciodată. În viața mea. Dar l-am văzut eu, l-am citit. Eu nu l-am văzut în viața mea. Acele declarații date de mine la 20 de ani. 21 de ani. Da, după Revoluție, nu știu, după 5 ani, 26, 27 de ani. Le-a văzut tot țara întreagă, sau ce ține interesant. Eu nu l-am văzut niciodată. Despre ce vorbim aici? Ha? Că vrem să ilăm? Sunt obișnuit. L-a schimbat noaptea ca hoții, asta e acuzat. Sunt obișnuit. Ți l-am schimbat? Noaptea ca hoții, cum făcea Dragnea la Ordonanța 13. Ați dat un omul să fie sănătos, să vadă ce a făcut și să da, vadă de treaba lui, poate, nu mă interesează. V-ați gândit că poate scandalul ăsta vi s-a pregătit în perspectiva candidatului dumneavoastră la președinția României din 2024? Care e scandalul? Că nu văd... Că Ciolacu e revoluționar fals și l-a dat afară pe ăla care l-a dat în primire. Cu ce să fiu revoluționar? Că n-am cerut preschimbarea certificatului să, să iau pensii. Și nu e frumos să vă bubuie asta în campania electorală din 24 când candidați la președinție? O să... inventeze, nu iau șpagă, nu iau mită, nu sunt corupt, nu dau teleu. Ce vor de la mine? Să caut. Să nu candidați la președinție, v-ați gândit la treaba asta? Momentan nu mi-a trecut prin cap să candidez. Ei, și când o să vă treacă până cap? La anul, până în septembrie? Când? Nu mi-a trecut prin cap. Haide, cele mai importante alegeri sunt primele alegeri. Am înțeles. Europarlamentare. Păi, vă mențineți promisiunea făcută acum mai puțin de o lună la mine că la primele alegeri pe care le pierdeți plecați din funcție? Bineînțeles, dar orice om păi și dacă vă bate Simion la europarlamentare? Asta e viața. Plec din președinte al Partidului Social Democrat, am plecat a doua zi. Da? Acum să. Nu ne vedeți că am mai făcut Crin Antonescu o fentă de asta și s-a terminat cu asta-i cariera viața. Lui politic. Asta e viața, domnul Ciutacu. Deci dumneavoastră sunteți asumat? Colegii, că... eu mă duc cu demisia în fața colegilor și și nu spune și aia vă resping demisia ca aia lui Ceaușescu. Haideți că nu e. Hai că nu ne jucăm cu lucrurile. În momentul care păi nu, ați făcut momentul o promisiune fermă, domnul Ciutacu. Alegerile e plecat. E o regulă de aur în politică. Nu scap de ea. O mai am în o lună, două. Tot, la urmă, tot acolo ajunge. Eu cred că colegii mei, am și un șef de campanie
foarte bun acum. Faimosul domn Tudose. Eu sunt ferm convins că o să fim pe primul loc și... Dumneavoastră sunteți conștient că din proxima apropiere a dumneavoastră vi se vor înfige primele cuțite în spate la primul eșec politic pe care îl veți avea? Dar nu aștept eu să mi se înfigă. Dom'le, trebuie să ne maturizăm și politic. Trebuie să ne asumăm lucruri. Sunt unul dintre oamenii care își asumă lucruri. Fiindcă toți suntem la sfârșit, vine 2024. Dați un mesaj, Duminu, pentru poporul ăsta, al cărui prim-ministru sunteți. Trebuie să fim mai buni și trebuie să avem, să reclădim acest parteneriat între oamenii politici, între guvern, între administrații și oameni. S-a creat o propastie mult prea mare. Am fost mult prea des în pragul unei crize sociale în România după pandemie, lucru care se vede și acum. Eu voi lua deciziile, în primul rând, deciziile corecte pentru România și pentru români. Costurile politice. Românii vor decide și întotdeauna au dreptate la vot. Îmi voi asuma și reforma în sistemul bugetar, indiferent că este campanie electorală. Cum am făcut și cu Schengen. Îți vine când te uiți și vezi unii care neputincioși n-au făcut nimic. N-au lăsat nimic în urma lor. Când în sfârșit reușim să facem doi pași înainte, noi românii, din interese politice mici, mărunte, cât vrem să ne facem singuri rău. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru. Timpul a trecut extrem de repede. Ce să zic, un an nou bun să aveți și poate o să-l avem și noi împreună și în această țară. Să fie un an mai bun.